Chito, chito. Bună seara la o nouă emisiune Serghei și Serghei. Serghei, chito, chito. Și mare. Că știi? Nu, noi suntem și renoare în fiecare noapte. Asta nu știam. Pa! Am plecat. Cu dormeți în lume. Am filmat pentru sâmbătă seara de față cu preța sau de față cu astea, știi? Că tot... Așa cum vezi, că tot ne omorau el ca lui, acum e mare pictoriță, mare pictoriță, mare pictoriță. Și marea pictoriță acum apasă pe, când se duce în fața șevaletului, apasă pe motor și îi sare un aspirator și un mop în mână, acum face curățenie, nu mai pictoriță. Niște vrăjeli, niște... Ai altă chestie. A? Ai văzut românii au talent? Nu. Te rog eu să cauți în pauză pe YouTube Emil Dumitru din Caracas, ai de ce să râzi. Ce? Am și canal de oasă să-l caute pe ăsta în oraș. Un aurolac, să vezi tu ce a făcut. Ia, cum îl cheamă, că îți caut acum regie. Cum îl caut? Nu stai că nu ne caută regia. Cum îl cheamă? Dumitru Emil din Caracas, românii au talent. Ia căutați-mi regia, Dumitru, cum a zis? Dumitru Emil din Caracas, românii au talent. Să vedem un clip de neuitat. Astăzi au venit ăștia de la Canal D să-l caute pe ăsta în piața orașului. Voi, frate, ca tărincă. Și l-au găsit? Cred că da, nu știu. Dar ce face? Toată lumea, fii atent, vinerea trecută am ieșit în oraș. Păi zi, și toată lumea, frate, să te uiți astăzi seara la Pro, să-l vezi pe Emil, Ăsta e un fel de micușor de la Brăila, dar ceva mai spălat un pic, mai cizelat, mă refer, nu vulgar, știi? Hai că dăm acum, să-l vedem. Să-l spui ce? Uite, hai, uite, te rog, altă chestie. A. Ai adus-o pe Zmaran, dar de ce? Să-i spună domnul Feng Shui că să fie tu să fii mai mut, să Zmaranda să-și pună un ob la telefon. Dar ne iurește asta cum vrea el, ne iurește asta. Nu, asta cu opul la telefon, nu știu. Da. Să nu se supere domnul Marian. Nu se supere domnul, cum mai ales că prima oară când m-au repartizat ăștia acum 25-30 de ani. La Caraca a furat primele portofele. La Caraca la vagoane, mai aveți vagoanele acolo? La Romula. Uite, alte chestii. Zic să o pui pe Zmaranda să povestească când era aia mică și o luai cu tine peste tot. Păi nu vrea să povestească când o luam cu mine peste tot. De ce la capatul s-a povestit și la postul tăti cu ei nu povestește? Povestește Zmaranda cum te luam. Spune. Spune. Păi dacă povestirea capatul, de ce să povestezi din nou? Păi aici de avem ce un... să mă repet? Acolo avem alți telespectatori, aici alți telespectatori. Sunt unii care se uită. Adică nu, aceiași oameni se uită și acolo și aici. Fiecare post are telespectatorii lui. Bă, nu cred, eu știu. Nu cred. Spune-ne măcar o parte. Ascultă-l, pătăticu. Ascult. Regia, ați găsit pe ăla din Caracal, care nu se face la factorii, sau m-a zis? Eu cred că mă atacă să nu se dea gol. Hai, pa! Pa! Pa, pa, pa! Sănătate! Sănătate! Le Batac, ai găsit ăla cu alea? Nu vrea să vorbească cu noi. Matac, ai găsit? Matac, să-mi dăm acum. De ce? Nu putem. O problemă tehnică. Nu ne permite avem fizicul. Probleme tehnice. Da, bă, că acum avem 10 experți acolo și ne-au găsit toate problemele tehnice. Ha? Auzi, poate vrei să mă duc să le fac feng shui acolo. Iar acum tu trebuia să ghicești, uite, că ăla e te pizori. Eu ghicesc că mă atacă, nu vrea să dea clipul. Stinge-ne... Bingo! Continuăm pe la linie. Ok, stinge-ne becul. Stinge-ne becul. Și ce a zis cu optul, a zis Tony din Caracal, de optul la mobil. Ce e cu optul la mobil? Există un opt... Păi nu ți-a dat optul la mine, stau și cred că am povestit eu și auzi, dar pe care că pe cap cu optul ăla. L-am în portofel. Păi nu, domnule, la mobil ai stricat... E foarte bine și acolo, pentru că vrei să-ți aducă bani. Mi-ai stricat toată chestia. Reclam. Da, la telefon trebuie să țin? Da, la telefon e bine că se activează de câte ori sună telefonul. Dar noi suntem în perioadă de 8, 8-ul este extraordinar. Până în 2024, cifra de făcut bani.
Și din nefericire tu nu ești în colțul anul ăsta, dar nu-i nimic, că nu vrei să faci bani. Și tu se vrei activează când sună telefonul și... Pac, vin bani. Cum sună telefonul, stă 5 lei în mână. Băi, stă cineva telefon încă 5 lei. Doar 5 lei. Și când sună telefonul a treia oară, zici, bă, am destui bani, nu mai vreau să le spun. Și dacă l-ai în portofel, ce se întâmplă? Primul rând, se poate sparge pentru că este dintr-o... Portofelul. În al doilea rând, poate să dispară. O dată cu portofelul. O dată cu portofelul. Ce avem noi aici? Unde duci, domne? Să aduc optul. Păi de ce? Să pune la telefon. Să vedem și noi optul. Să vadă optul. Să vezi optul, că există. Că m-ai dat în primire că n-ai mai muță. Nu, dumneavoastră, am spus la lume, dar vezi că lumea reține cu optule, cu nouăle, cu... Deci vreau să-ți spun, eu sunt surprins, începând de anul trecut, de când am apărut la tine la emisiune, la început, în toate și forma. Te scriu pe lumea păstată. Păi, zice, tu ești, mă, cu Serghei, da, poc, cu dreapta. Și cu Mara, da, poc, și pe stânga, te dau pe amândouă părțile, dar... Eu cred că ție ar trebui să-ți dea medalie. Dar nu e vorbesc verde. Vorbesc serios. Din ce cauză? Ai fost printre primii care ai promovat acești nebuni, ca noi, care au încercat să aducă Feng Shui-ul, uite, e foarte bun, superb, care au încercat să aducă Feng Shui aici. După care au mai fost un post de televiziune care ne-a acordat încredere și ghiși ce? Sunați-mă! Toată lumea acum! Așa, sunați-mă. Vezi, de asta nu te sună! Auză, să încep ca eu la Feng Shui! Sună-mă acum! Acum, sună-mă! Bă, sunați-o din regie, dacă nu vine niciun bani, să vezi ce-ți fac eu, Mariane, fie acum. Bă, eu ți-am zis, trebuia să pui la 3 lei telefonul ca să cumpărești și rochii de mireasă și, bă, nu te și tot. Iar tu ți-am zis, ați promovat un lucru care eu aș fi în locul tău gelos. De ce toată lumea, de când ai adus tu Feng Shui-ul, vorbește de Feng Shui și până la tine nimeni n-a adus? Dar toți unde mă duc acum, anul chinezesc, anul binezesc, Feng Shui, Ben Shui, mă, Ben oameni Shui. Care nu știu de ce beau apă, vorbesc de anul chinezesc. Oameni care în viața lor n-au făcut decât alte lucruri, au strâns șuruburi și asta, acum sunt experți toți în anul chinezesc. Toți sunt experți de toate. Dar de ce explodat asta cu chinezesc? Pentru că lumea și-a dat seama că are ceva care... sâmbure de adevăr. De exemplu, la unele emisiuni de la Antena 2, noi am făcut niște predicții anul trecut. Anul trecut, în ianuarie, când n-avea nimic comun cu nimic. Păi totul a fost conform graficului. Mai frumos, am fost la Antena 2 acum câteva săptămâni, să zicem, și le-am spus că anul ăsta cele mai benefice culori vor fi combinațiile de albastru cu verde. Ți-o să-ți meargă bine, uite, acum am o uică pe mână, ai albastru cu verde. Păi și dacă am rupt pielea, dacă la anul o să vezi... Nu, tu porți verde... Da, bine, asta e, faci ce vrei. În fine, ce crezi? Acum o săptămână apare unul la Antena 3, un report, un băiat care vorbește acolo și îl întreabă fata aia, zice, dar ce-i cu cravata asta nouă? Zice, e noua mea cravată albastru cu verde. Am zis că e ceva... Ieri, la alt post de televiziune, apare unul cu ce cravată? Albastru cu verde. Bă, tu ești nebun. S-a mutat cu tine. Tu ne lași... Băi, n-ai cuvinte! Iar culmea, bomboana de pe tortul nostru, bă, va fi când se mărită smaranda anul ăsta, că din momentul ăla te face în Buda, nene. Buda, păi cum adică, ce înseamnă asta? Te băgăm și pe tine aici în Feng Shui-ul nostru. Vrei să te înjurăm și pe tine? Nu. Tu spune adevărul, ai adus-o la mișto pe smarada, dacă de fapt tu ești ăla care... Trebuia să-ți spui, tot eu caut... sunt fierbinte. Nu vedeți ce plovăr cu paioteam, cum fac, zici că sunt șarpele de dudău. Deci, da, dom'le, dar eu te-am descoperit cu micii și te-am luat cu Feng Shui-ul. Dacă vindeam mișoar, nu eu. Nu, mă, când l-ai făcut pe... Pe Mario Kart din 3000, băi, cât am râs atunci. A fost faza de circ. L-a sărit din salată pe Mario, nenea. Vin din prima cu un tenning pe el, cum are boală pe ăștia în tenning? Că asociatul meu are teoria că el a adus focaccia română. Și George Papari a adus piperul. Și eu am inventat coada la carne. Coada la carne, da. Și a apărut ăsta într-un training și i-a zis din prima, nu-ți face stat așa. Lumea te ia respirația. Nu mai putea să respire, să ne ia la pătaie pe amândoi. Și pe grecul nostru, că de ce m-a dus acolo. Ăla te-a dus, da. Și îți spun,
Dar, vorbind foarte serios, adică eu să rămân recunoscător. Deci, tu ai fost promotorul, nașul la chestia asta. Poate să, vreau să, să te uiți bine și dacă tu găsești înainte de emisiunea ta vreo emisiune care promovează atât de puternic Feng Shui-ul și Feng Shui-ul real, nu prostiile ce le citesc ăștia pe internet, că vin acum specialiștii mai nou, ce fac? Iau o foaie de pe internet și zic, ca la vreme, mâine plouă, ei zic, calul face așa. Dar dacă îi întreb, bă, dar de ce face? Nu știu, că eu citit aia, de asta face. Înțelegi? Nici nu am niciun pic de școală, dar vorbesc. E, așa se întâmplă, există niște diagrame, poți să-ți dai seama. Dar oamenii ăștia sunt învățați să fure de pe internet 7 cuvinte, le pun unul la coada altuia și la revedere. De asta sunt foarte mulți specialiști. Da, bine, oricum zona asta, stai că ne, după vom continua după pauză cu zona asta. Și zona zostă. Zona zostă. Bună seara! La o nouă emisiune, Serghei și Serghei. Și mare! Sâmbătă și duminică! Vezi că știi! Nu, noi suntem și mare în fiecare noapte! Asta nu știam! Pa! Am plecat! Cu dormeți în lume! Ha 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 ha